But yes, my heart is right. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out of my door. Leave just like you did before. I know I said that I was sure. But rich men can't imagine poor. I said one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. I said one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. Little me and little you keep doing all the things I don't. They never really think it through. Like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame. The founding fathers of a plane that's stuck in heavy clouds of rain. I said one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Baby, we'll be old. So come with me, we'll fade away into the memories. Ai, Sorina Bică! Felicitări! Faină răgușeala asta așa pe care o folosești în cântat sau în piesa asta. Particularitatea ta asta a fost, răgușeala asta pe care ai transformat-o în ceva unic. Tudor Chirilă! Mulțumesc! Cine decide ce ne place? Noi? Media. Interpretarea asta n-ar intra niciodată pe radio, pentru că nu este în mainstream. Mi-ar plăcea ca contribuția mea la Vocea României, că nu suntem veșnici aici, să am puterea împreună cu Andrei, cu cei de lângă mine. Ceilalți? Să-i Andrei fac... Ceilalți. Pe oameni să se gândească că Vocea României nu este despre ambitus curat, înalt, perfect, tehnică, ci despre timbru și imperfecțiune. Cumva momentul tău la asta m-a făcut să mă gândesc. Te mai întreb ceva. Ai pierdut pariul cu tine însuți? Pentru mine, următorii doi concurenți care trebuie să meargă mai departe sunt ea și cu fata dinaintea ei. Nu sunt obligat să fac sugestii. Vorba aia, nu jucați la pariuri cu Tudor, că nu merge. Spune Andra. Aș fi vrut să spun legat de timbru ei, cum a cântat acum interpretarea asta, eu cred că ar fi mers pe radio. M-a dus cu gândul la Mihail Mă ucide ea, care avea tot chestiile astea. Mă ucide ea! Și toată lumea a zis, wow, e diferit, asta ne place. Eu cred că lumea e în căutare de așa ceva. Să dea Dumnezeu, e ceva indie în vocea ei. Dar pe radio acum sunt numai timbre speciale și interesante. Eu asta zic, deci merge. Bravo. Aoleu, iertați-mă, v-ați simțit vizate. De ce? Nu, eu m-am gândit fix la piesa asta pe radio. Da. I-a ajuns pe radio cu vocea aia. Nu te duci în zona aia, că și ne putem să atacăm. Nu vreau să fiu rea. Lasă-mă să fiu bună în continuare. Un atac la ideea faptului că voi sunteți prezente pe radio și că nu știu. Noi nu am fost despre asta. Care noi? Doar noi. Dar nu despre asta a fost. Mal interpretat. Aș vrea să adaug la ceea ce a spus Tudor. Despre media. Cumva... De fapt, problema noastră în momentul de față este că nu mai avem încredere în ceea ce gândim și în ceea ce simțim. Exact. Aia este problema, exact. De fapt. Așteptăm să ni se spună ce ne place, ce vrem, ce trebuie să fim, ce trebuie să alegem în viață. Și asta e problema, de fapt, că nu mai avem încredere în ceea ce credem noi, în ceea ce simțim noi. Avem GPS de vise. Pentru că noi simțim noi. Da. Avem GPS de vise, ni se spune ce să visăm și punem Google Maps ca să visăm. Îți mulțumesc frumos, Sorina. Ești deosebită.
Aplauze pentru Sorina Bică!